Căpșunarii români nu mai vor să meargă la muncă în Italia, iar unul dintre motive este că au crescut salariile din agricultură la noi în țară, iar altul este reprezentat de condițiile aspre de muncă. Aurul roșu, așa se numesc câmpurile de căpșuni din Italia, în regiunea Basilicata, care așteaptă să fie colese și foarte probabil anul acesta se pare că recolta va fi compromisă. Dacă anii trecuți, cei care au salvat producția de căpșuni din Italia au fost români, bulgari, albanezi și africani, anul acesta se pare că aceștia au refuzat să mai vină la muncă în Italia din mai multe motive. Muncitorii au preferat să rămână în țările lor sau să meargă să lucreze în Germania sau în Spania pentru că sunt foarte prost plătiți în Italia și muncesc în condiții extrem de grele la temperaturi de chiar și peste 40 de grade Celsius. Un zilier care culege căpșuni, așa numiți căpșunari, ar primi pe zi în Italia aproximativ 42 de euro pentru 7 ore de muncă în condiții extrem de grele. De aceea oamenii au preferat să meargă în alte țări unde sunt mai bine plătiți. Totodată italienii refuză să facă astfel de munci în agricultură pentru că spun că sunt foarte prosplătiți în acest domeniu și preferă să se întrețină din ajutoarele de la stat.